Salutator și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fac un vlog de seară. E ora 9:30 când filmez și cel mai probabil o să-l vedeți pe la 10:11, nu știu, până mi se încarcă. În acest vlog, deși e seară și majoritatea păsărilor dorm, am câteva vești proaste și câteva bune, da. Hai să încep cu astea proaste. În primul rând, rațele românești. Ieri, adică azi, cum ar veni, în noaptea asta, iar a dat dihorul în rațe și în păsări. Cam la un an după ce mi-a atacat și anul trecut, de mi-a luat vreo 4 curci și vreo 5 rațe sau 3, nu mai știu sigur. Ei bine, aceeași schemă. Mai puține victime, dar crezusem pentru o oră și ceva că nu mai am rațe românești în afară de alea două cloști și bobocii. N-am mai găsit rățoiul, nici celelalte două rațe. O rață și rățoiul le-am găsit în partea cealaltă, sub coteț, rănite. Rățoiul nu e așa rănit, adică se vede, are puțin sânge pe acolo, dar n-are nimic, e sănătos. Dar o rață nu mai e bună de nimic și cel mai probabil o să o tăiem, că nu mai are rost să se chinuie, și cealaltă rață nu mai e. Mai am doar două rațe și dacă o tai pe asta, mai am trei rațe și dacă o tai pe aia mai rămân două și un rățoi plus bobocii, cei 10 boboci. Eu totuși mă bucur că am rămas măcar cu rățoiul ăsta, deci din toate de rățoiul ăsta îmi părea cel mai rău, nu mai era și nu știu, ceva mi-a zis să mă duc acolo să văd și era acolo viu, numai că și rața asta la altă era vie și na. Și mi-a mai luat două rațe mute, aia neagră pe ouă de găină și cealaltă rață, pe aia am promis-o că o să o dau. Nu mai pot să-i dau, adică ce să-i mai dau? Ouăle! Și trebuia să scoată săptămâna asta. Și rața asta albă, care clocea acolo sub coteț. Rața e zdruncinată rău, are răni, sunt bâlbâică, na, așa, deci ea, dar trăiește. Și mai am patru rațe. Cum au scăpat astea? Au avut norocul și chiar în seara aia, adică seara, am zis să le las pe toate aici, dacă tot au dormit, eu de obicei când veneau aici, eu le goream în partea altă și le-am lăsat aici. Că dacă nu le lăsam, cred că nu mai aveam rățoiul Sideb, rățoii ăștia sau... De rața asta îmi părea și foarte mult, de rața asta, că e cea mai bătrână și bună cloșcă și mai ies astea două. Deci mai am patru rațe și patru rățoi. Și ar trebui să mai am doi rățoi și patru rațe, dar... Acum, na. Plus bobocii, bineînțeles. Și eu chiar mă gândisem să bag bobocii cu ele, că sunt cam mari și mi ocupă spațiu. Și bine am făcut că nu i-am băgat, că dacă mi-a luat rațele, sigur îmi lua bobocii toți. Și mi-a mai luat și o puică roșie. Aici cred că e în asta care au bătut-o cocoșii. Da. Da. Asta e, de fapt, e una dintre supraviețuitoare. Multe au fost atacate, adică corpul o rață românească nici l-am mai găsit. Nu l-am mai găsit. O să vă arăt cam ce. La 6 dimineața, deși a lătrat toată noaptea cățeaua, nu ne-am dus, că de obicei ea latră că trec câini pe aici și de-aia. Deci, bobocii ăștia fac haos aici. Am avut noroc să-i salvez aici. Și acolo e cloșca aia mare, mai are numai 3 pui, un golaș și 2 negri și doarme aici și ăștia se sperie de ea. Da. Aici sunt pui ăștia mari și astea sunt rațele românești rămase. Și sper să-mi trăiască. Mai am 9 din 10 plus bobocul ăla mare 10 cu rățoiul și două rațe, 13. Asta e rața, e distrusă total. Cred că așa, ba nu, nu a murit. Deci așa arată.
Nu știu, nu poate să stea. Așa, așa stă. Nu cred că am mâncat azi nimic. E destul de grea și aproape era gata de năpârlit, adică uitați. Nu mai e, e ruptă toată. Ăsta o să fie, cred că ultimul vlog cu ea, că o să o tai. Nu o să o lasă să se chinuie, nu mai e bună de nimic. Și cealaltă rață nu mai e. Deci asta era rața aia bătrână, Isabel. Oficial nu mai am primele rațe românești. Mai avusesem rața asta, rața aia care mi-a luat-o și a dispărut cu totul și un rățoi. Primul rățoi. Ăla a dispărut tot în același mod. De dihor. De ce zic că e dihor? Pentru că toate au răni la gât. Și astea care au reușit să scape și astea. Acum în seara n-am mai numărat găinile și ar trebui să le număr dimineața ca să văd dacă mi-au fi luat mai multe găini. Aici doarme, stai să prind blițul, cloșca asta. Asta încă are pe cei 10 puișori ei care ușor ușor încep să crească. Aici dorm, nu mai au loc sub mama lor. Sunt toți mirare. Bine, trebuie să aici. Aici am o... Asta e singura veste bună, cred, pe vlogul de azi. O nouă cloșcă. Ultima, de fapt penultima, cu 6 pui de ăștia mici. 3, ăsta e singurul alb. Restul sunt niște negri. Sora lui cloșca aialaltă neagră. Mama lui pui aia mari. E mare, mare de vârstă, nu de mărime, și ăștia o să fie ca ea. Au, nu știu cât au, eu i-am pus aici de vreo două zile, că în pod i-am găsit. Am auzit că urla, adică mama lor, și m-am urcat, bine, bunica mi-a un pod și am găsit-o și am pus-o acolo. O să fac mâine un vlog pe zi. Aici am redeschis, dar nu cred că doarme nimica, numai o puică. Am deschis pentru rațe ca să ăsta, să doarmă aici, dar o să rămână în curte aici. Aici și porcii. Mai ales că azi ziua, la ora 2-3, a fost 42 de grade afară. Deci canicula e infernală. A, aici dorm pui mai nou. Aici e getuța, iar ultima cloșcă ar trebui să fie și nu știu cât mai are, vreo două săptămâni, cred, până scoate. Sau o săptămână. Aici astea. Deci, cloșca aia cu 6 pui e sora lui găina asta. Acolo e cocoșul cu găina asta, care cred că clocește prin porumb. Aici, în partea asta, aici a clocit cloșca aia, acolo și scos. Aici dorm restul de pui. Și acolo. Ar trebui să închid grajdul. Hai, cocoșule, na, du-te acolo. Tu unde mergi? Hai, mergi și tu acolo, nu mai închide aici, poate se bagă ratele. La garajul închid, doamne, garajul, grajdu. Mai vă arăt capelele și restul. După aia închid. O să fac mâine, cred, un vlog așa, tot așa mai pe seară, că ziua n-am ce face afară, că mori de cald. Azi nici n-am ieșit afară. Adică am dat apă la animale și pe aia înapoi în casă, până la 5, așa, 6. Bine, eu oricum am trezit de dimineață și am rămas cu caprele și n-am mai putut să dorm. Și m-am și enervat. M-am enervat mai mult că n-am găsit rățoiul. Chiar îmi părea rău de rățoiul ăla. Aici, de fapt nu mai zic că le-a aruncat. Bine că le-a aruncat. Aici le-am ținut. Așa, deci ele dormeau aici, unde dorm ele de obicei, și ușa asta tot timpul e deschisă. Era, acum nu mai risc. Aici astea.
Deci, în afară de pui, ca aia nimic zdruncinat. Așa. Deci eu închid în fiecare seară. Și rațele românești aici dormeau. Deci aici dormea. Și aici l-am și închis. Acum nu mai știu eu sigur dacă rățoiul și o rață nu erau aici. Că dacă erau aici, nu știu dacă mai scăpau. Că rața aici cred că a stat și nu a mai găsit nici o pană, nici nimic de aia. Înseamnă că a luat-o cu totul. Rața aia albă clocea acolo sub coteț. Nu se vede, n-am ce să fac. Aia la altă clocea în cotețul ăla. Trebuia să scoate, era și promisă. Cu bobocii, acum n-am ce să-i fac. Și cel mai probabil a sărit pe aici. Și dacă cumva rațele erau acolo, nu știu ce, de ce nu se vede așa, se vede blurat, au reușit să treacă în partea asta și așa au scăpat. Dar rața aia cred că a distrus-o cu totul. Și mi-a zis bunicul meu, o rață, rața aia neagră, a găsit-o aici. Deci aici unde sunt penele astea. Rața n-a mai găsit-o. Puica și o rață, rața aia le-a găsit înăuntru acolo. Și rest nimic. Adică credeam că sunt doar două rațe. Și de fapt mi-am zis așa, am găsit alea moarte, dar n-am găsit măcănitoarele. Atunci am zis că e clar totul. Dar am avut norocul să găsesc alea măcănitoare, rățoiul și rața, numai că rața nu mai am ce să-i fac. Și asta o lătrat toată noaptea, dar ea de obicei latră că intră cățeaua lui vecinul. Deci nu e ea vinovată, că n-avea cum, e cât asta de mică, și mai mică chiar. Deci n-avea cum să fie ea și n-a lăsat nicio urmă la gard. Adică pe unde a intrat și îl mânca cu totul, deci e divor oricum. Și anul trecut tot așa am găsit, numai că atunci le-am găsit fără cap. Vreo 3 sau 4 curci și vreo tot așa, 3 sau 4, 5 rase. A, să vă arăt și capre și pe aia închid. Fac mâine, dacă pot, poate mă scol de dimineață, fac vlog de, nu de dimineață, că n-am niciun chef. Astea oricum dorm, n-am ce să le fac. Numai dacă ies afară și nu cred că o să iasă. Hai, vii Costi. Măcar un pic să te filmez. Nu vii. În fine, deci na. Cam asta a fost și cu acest vlog cât de cât scurt. Mai mult un vlog cu... Hai că a ieșit Costi. Noutățile alea. Una... De fapt mai multe proaste și cloșca aia. Cloșca aia e singurul lucru bun pe vlogul ăsta. Da, mă rog. Deci da, cam atât a fost și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!